E asfaltat în noul program. Da, ne bucurăm și noi să vedem într-adevăr civilizația la Sărăni și să extindem zona efectiv urbană. Eu cred că lucrările se desfășoară, cum ziceam cu ceva timp în urmă când ați fost la noi, într-un ritm foarte în regulă, așa. Și acum să încep a vedea rezultatele, cum arată spre final. Practic, acum suntem la stratul de strat deschis de plângea urmă, stratul de 5 cm, după care scurăbitoare să avem un strat de uzură de 4 cm. Ocazia asta o să fie finalizat drumul integral. Deci în parcursul a două zile o să asfaltăm toate drumurile Mihai Viteazu, Mihail Sadoveanu, Mihail Fugălnicianu, Zorilor, Crișani, Ana Ipătescu, Livezilor, pe ambele părți din drumul național. Și zic eu săptămâna asta cred eu că o cheiem cu mare succes așa pentru orașul Săveni și poate că scriem un pic de istorie vis-a-vis de mediul urban în care ne aflăm. Mulțumim de calitatea lucrărilor. Sunt foarte mulțumit. De altfel, astăzi încă nu m-am mișcat de aici, de pe lucrări. Am fost decât 10 minute la birou să ne scriu la